A spus că este vorba despre voi pentru că în acele zile, 21-22 decembrie, un oraș care avea 210.000 de locuitori a ieșit în stradă și cei care au analizat din punct de vedere istoric, statistic vorbind, au ajuns la concluzia că jumătate din populația Aradului a ieșit în lupta pentru libertate. Deci în jur de 100.000 de oameni au fost gata să moară pentru că voi să trăiți altfel. Eu vin din comunism, eu am trăit 31 de ani și jumătate în comunism și n-aș mai vrea comunismul înapoi și aș vrea ca voi să prețuiți libertatea care o aveți ca să nu ajungeți să faceți comparație cu lipsa libertății. Pentru că în momentul în care veți pierde libertatea, veți intra în dictatură. Și noi pentru asta am luptat. Și într-o dictatură se moare. Se moare pentru libertate. Iar noi am trăit, eu, 31 de ani și câteva luni de zile în dictatura comunistă. Și nu mai vreau nicio dictatură. Nici de dreapta, nici de stânga. Vreau libertate, democrație și să ne putem privi, să spunem ce gândim și să trăim ca niște oameni adevărați. Noi nu mai trăim ca niște oameni. Poate că ați auzit tot felul de minciuni. Minciuni de la cei care se aprovizionau prin spate la magazine, care luau carne din spate, care luau cafea din spate, care aveau alte surse din spate. Oamenii ca mine, actori, eram actor aici, în 1984, trăiau cam așa, cu gheață în casă, la bloc, la etajul 2, aveam gheață, în peretele exterior, jos cât era frig, când bătea vântul, draperile se mișcau pentru că aveam geamuri din lemn și pătrundea vântul și mișca draperia și mi-arăta că afară este frig. Aveam 2 ore la televizor, în care îl vedeam pe Nicolae Ceaușescu în majoritatea programului și căutam să mâncăm și noi câte ceva. Și găseam conserve, dacă le găseam, găseam cafea nechezor, un fel de amestec de cafea. Iar dacă voiai să te duci în Austria sau în o altă țară occidentală, puteai să fii împușcat. Deci erau oameni urmăriți. Oameni care nu trăiam liber. Noi la teatru, de exemplu, jucam pe scenă lumina proiectoarelor, iar în cabină era foarte frig. Îngheța transpirația pe spatele nostru. Spectatorii noștri stăteau cu căciulile pe cap, iar copiii la școală cu mânușe în mâini. Când se întuneca, era bestia pe stradă. Acum poți să citești ziarul în centrul orașului. Noaptea poți să citești ziarul. Era bestia pe stradă. Umblau soldații în armați. Era o viață de teroare pe care un om care iubește libertatea nu o putea accepta. Minciuni, cât se producea la hectar, ce bine o ducem, ce fericiți suntem, numai și numai minciuni. Ce să mai vorbesc? Telefoane mobile nu existau, internetul exista, filmele erau cenzurate, filmele românești erau tăiate, erau cenzurate, ce se poate și ce nu se poate. Spectacolele de teatru la fel erau oprite sau nu erau oprite, erau cenzurate, erau verificate, cărțile la fel. Deci eu nu v-aș dori vouă, care sunteți urmașii celor care au fost gata să moară pentru libertate, să trăiți așa ceva. Dorința noastră a fost să fim oameni. Adică să spunem ce gândim, să ne privim în ochi și să riscăm, dacă este cazul, spunând eu nu cred așa, eu nu gândesc așa. Dacă aveai îndrăzneala să spui că tu nu crezi în comunism și tu nu crezi în ceea ce ți se spune că trebuie să crezi, riscai să fii urmărit, acuzat și așa mai departe. Acum, se vorbește despre lovitură de stat, se vorbește despre evenimente și se vorbește despre Revoluția Română. Eu care trăiesc prin voia Domnului, pot să vă spun că eu am trăit Revoluția Română din decembrie 1989. Asta este sintagma folosită de mine și de colegii mei care au fost împreună acum. Acest oraș minunat, Arad, este al 2-lea oraș al Revoluției Române, reședință de județ.
Așa cum știți, Revoluția a început la Timișoara. Aradul, ca reședință de județ, a fost a doua reședință de județ care s-a ridicat alături de Timișoara, al doilea oraș, municipiu, alături de Timișoara, încă din data de 20 decembrie 1989. Oamenii au ieșit pe străzi, prin centru, umblau tăcând și privind Consiliul care era luminat într-o tensiune teribilă după morții care au fost la Timișoara. Deci din data de 20 aradenii au ieșit în stradă, fără să spună nimic, aruncând manifeste pe strada Eminescu și lăsând tot felul de înscrisuri pe asfalt sau pe clădiri. Jos Ceaușescu, jos dictatura și așa mai departe. În data de 21 dimineața, au ieșit muncitorii de la orologerie, o întreprindere sofisticată, cu oameni foarte capabili, un mic număr de muncitori, orologerie și apoi marile întreprindere, vagoanele, strungul, tricoul roșu, UTA și așa mai departe. Aici, în centrul orașului, au fost zeci de mii de muncitori, Aradul fiind un puternic centru industrial. Nu era centru universitar cum este acum. Universitatea la Arad, noi am făcut-o, cei care am preluat conducerea. Și așa aveți voi universitate aici, datorită bunicilor voștri și părinților voștri, care au spus că nu mai pleacă acasă până nu se face universitate la Arad. Și așa am obținut universitate, mi se spunea că avem universitate la Timișoara, să mergem acolo. Dar noi am spus că Aradul a luptat pentru libertate și își merită universitatea. Și așa am obținut această universitate, cele două universități, și Godișu și Vlaie. În data de 21, muncitorii au ieșit de la marile întreprinderi, s-au îndreptat către centrul orașului, în dreptul Bisericii Roșii au fost întâmpinați cu foc de avertisment, cu muniție de război, și s-au aruncat pe drum. S-a tras în aer, dar sigur că puteau exista și ricoșeturi și puteau exista și morți și răniți. După focul de avertisment, oamenii au ajuns în centrul orașului la primărie, în fața Consiliului Județean, acum este primăria, Consiliul este la Pădurice, și au început să-și strige ofurile, durerile lor. Libertate, jos dictatura, jos Ceaușescu și așa mai departe. Jos tiranul și așa mai departe. În data de 21 decembrie, ca și la Timișoara, am format Frontul Democratic Român. Aradul a fost la fel ca și Timișoara din punct de vedere politic, având aceeași platformă cu timișorenii care s-au organizat în data de 20 seara și au format Frontul Democratic Român. Și aici, la Arad, am avut o extensie a orașului Timișoara cu întregul program. În data de 21 noapte, spre 22, am avut incidente cu armata care, văzând că am rămas foarte puțin, vreo 100 de persoane, a fost pe punctul de a ne ucide și ne-au împins cât au putut în bancă, în BCR, cum este acum, și aveau baionetele la arme, încărcătoarele la arme și dorința lor a fost să spele piața de sânge. Erau aduși saci de plastic în care să fim băgați și după aceea piața să fie spălată de sânge. Și atunci am făcut un compromis, pentru că unor compromisurile sunt necesare, am făcut un compromis și am schimbat steagul. Noi aveam steag fără stel, adică jos comunismul, asta însemna steagul fără stel. Aveam steag cu gaură, cum îl vedeți de multe ori. Ăsta este semnul în luptă, steagul. Steagul înseamnă susținerea idealului tău, punctului tău de vedere. Și aceste steaguri le-am schimbat noaptea, tocmai pentru a nu se deschide focul. Cel care conducea toate ostilitățile aici a spus că el a depus jurământ pe tricolor cu stemă, iar noi am zbul stemă. Adică nu mai aveam comunism. Și din acest motiv, a fost gata să ne ucidă. Am schimbat steagurile și a doua zi, dacă vă uitați aici aproape la voi, dacă mergeți la muzeu și vedeți sala Revoluției 89, veți vedea steaguri fără stemă în data de 21 și steaguri cu stemă în data de 22. Tocmai pentru a nu se deschide focul și a liniști spiritele care se aprinsese. Văzând că suntem o mână de oameni, vreo sute de oameni, curajul ofițerilor a crescut. Curajul comuniștilor, a celor care conduceau județul în acel moment. PCR-ul și armata, în mod deosebit.
A doua zi au ieșit în jur de 100.000 de oameni și cine dorește, uite, am făcut niște copii după o fotografie emblematică. Cine vrea să aibă 34 de imagini, vrei să mă ajut și să le dai colegilor tăi pentru cine dorește să aibă. Puteți să le păstrați, pentru că de aceea am făcut copie. Dacă vreți să le păstrați bine, dacă nu puteți să le arătați, dar măcar să le vedeți. Să vedeți că în acest oraș, oamenii au fost gata să-și câștige libertatea murind și voi trăiți în democrație și în libertate, nu câștigată de alte orașe și nu dăruită cadou de cineva, ci chiar de bunicii voștri și chiar de cei din familiile voastre, care au fost gata să moară pentru libertate. În data de 22, până la fuga lui Nicolae Ceaușescu, la orele 12, au fost în jur de 100.000 de oameni în stradă și pe străzile laterale, adică Horia și celelalte. Și după fuga lui Nicolae Ceaușescu, Frontul Democratic Român, care se formase la Arad, a intrat în Consiliu și a preluat conducerea acestui județ. Eu am fost atunci președintele Frontului Democratic Român în prima fază, apoi președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, care era la nivel de țară, și apoi președintele CFSN Arad, CPUN Arad, Consiliul Provizoriu de Uniunea Națională. Nu o să țineți voi minte toate astea, dar vă spun că au fost mai multe forme de organizare în acest oraș, care au parcurs toată perioada aceea de început. Din data de 22, noaptea, deci după două zile și o noapte, 21, 22, 21 noaptea, au apărut primii morți în orașul nostru. Am avut 19 morți și 38 de răniți. S-a tras de peste tot, s-a tras din Palatul Cultural, s-a tras din Liceul Sanitar, din podurile caselor, s-a tras din podul băncii, s-a tras din turela de la McDonald's, atunci era restaurantul Mureș, s-a tras asupra noastră, asupra Consiliului, din toate părțile, luminile s-au stins, noi mergeam pe burtă în Consiliu, am avut momente absolut îngrozitoare pe care nu vi le pot descrie nici măcar în buric. Am avut 38 de morți. Au murit aici la podul de Cepar, au fost împușcați de cei de la cetate, într-o confuzie generală care s-a creat. Am avut morți pe Ștran, am avut morți la Fort Frumos, în Vlaicu, am avut morți pe Calea Romanilor, am avut morți în Consiliu împușcat în cap cu pușcă pulmetă, am avut 38 de răniți în diferite locuri din oraș. Majoritatea au fost civili, dar nu numai civili, ci și militari și din poliție, din miliție, cum era atunci. S-a tras, a fost un război radioelectronic, cel mai puternic război radioelectronic a fost aici în orașul Arad, cu ținte false, cu teroriști care vin, cu elicoptere care vin, armata se ducea în acea direcție și altă unitate era tot în apropiere pe punctul de a deschide foc, una împotriva celorlalte. Deci o diversiune criminală, mă uit la această publicație, mă avem, da? Să termin mai devreme ca să avem întrebări, un dialog. Bun. Deci la 3 trebuie să terminăm. E 3, fără 5, dacă terminăm. Am avut morți în mai multe locuri în oraș, tocmai pentru faptul că această diversiune n-a ținut seama de nimic, s-a tras de peste tot, nimeni nu era în siguranță, absolut nimeni. Oricine putea fi ucis, dovadă că așa s-a întâmplat, dar majoritatea au fost tineri. Revoluția din 89 este revoluția tinerilor. Un mort aici, venind în Ungaria, tot Sándor, avea 44 de ani, adică un erou. Dar, sigur, că după aceea l-am comemorat nemurat în Ungaria, la Hormezov, așa, ei, și aici la noi. Pe malul Mureșului, când mergeți pe mal, aproape de sala de ceva, vedeți că este o troiță acolo, troița tot Sándor, care a fost împușcat la podul de vis-a-vis de cetate. Așteptăm să iasă fetele și continuăm. Cine vrea să iasă, să iasă, nu ne supărăm, pentru că trebuie să stăm cu plăcere când ascultăm despre asemenea. După acest moment, la nivel de țară, am avut o
total în Revoluția Românească sunt 1104 morți și 3300 de răniți. Libertatea noastră a fost câștigată cu sânge. Unii dintre ei și acum n-au mâini, n-au picioare, merg în cârje, se tratează, sunt netratabili, sunt bolnavi cronici și poartă urmele acelor zile în trupurile lor. Și-au dorit o altă țară și întrebarea care a persistat asupra noastră, asupra celor care n-am fost nici răniți și nici omorâți, cum sunt eu, întrebarea a fost, dar voi de ce n-ați murit? Din partea unor oameni care ne îndrăgeau foarte mult, cu ghilimelele de rigoare. În acele zile, puterea noastră, vă spun că poate vreodată o să ajungeți la ce am ajuns, noi nu vă doresc lucrul ăsta, dar nu se știe niciodată, puterea noastră în acele zile a fost, puterea noastră în acele zile a fost rugăciunea. Am spus Tatăl nostru zi și noapte în stradă, aici în centrul orașului, pe piatră, în genunchi, și am spus ceea ce voi la Biblie, la biserică ați învățat și la școală, Dumnezeu este cu noi, adică Emanuel. Oamenii strigau după 45 de ani de comunism, când se spunea că nu există Dumnezeu, strigau, Dumnezeu este cu noi, există Dumnezeu. După 45, acum vi se pare ceva firesc. Sau poate că vi se pare șocant ca cineva să strige în stradă, există Dumnezeu. Dar după 45 de ani, când aici se făceau spectacole pentru Ceaușescu și el era geniul României, după 45 de ani în acest loc, oamenii stau pe piatră în genunchi și spun Tatăl nostru. Asta a fost puterea noastră, rugăciunea și dorința ca Dumnezeu să fie în țara noastră și România să fie o țară creștină. Închei spunându-vă așa, Revoluția din 89, din Arad, a fost o revoluție creștină, pentru că noi am spus Tatăl nostru zi și noapte, nu a fost o revoluție liberală, a fost o revoluție creștină și a fost o revoluție, pentru că unul ca mine, privind către cerul lui Dumnezeu, poate spune că a ieșit din casă singur, fără să-i spună cineva, du-te și pe asta, și așa am ajuns la 31 de ani, cel mai tânăr conducător de județ, adică președintele județului Arad, cum nu există acum asemenea funcții. Deci am condus 500.000 de locuitori și am votat sute de legi în CPUNE la București. Asta pentru ca România să fie o țară liberă.